repriza a doua partide dintre Spania și Norvegia, altă optime de finală aici la campionatul mondial de handbal feminin. 13-10 pentru Norvegia. Scor la pauză, se joacă tot aici la Leipzig, unde nu cu mult timp în urmă România a fost învinsă și eliminată de Cehia. Mâine avem deja programate primele partide din sferturile de finală, Suedia, Danemarca și Franța, Muntenegru. Sunt cu adevărat două sferturi de finală foarte, foarte interesante și echilibrate. Celelalte două sferturi de finală le vom afla, sigur, după meciurile care se joacă astăzi. Avem Rusia calificată, Cehia calificată. Câștigătoarea partidei din această seară va întâlni Rusia, iar Cehia va juca împotriva învingătoarei dintre Olanda și Japonia. În partea cealaltă, Olanda și Japonia sunt la egalitate la pauză. Asta după ce Rusia a eliminat Coreea de Sud după prelungire. Primul atac al reprizei se pute la Spania. Sigur că a fost o primă repriză dominată de Norvegia, dar au fost câteva momente cu Spania care a avut reveniri, sigur, nesperate, neașteptate, ținând cont de ceea ce se întâmplase până atunci. Spania a marcat 3 goluri consecutive fără să primească. Și sigur că asta face partida mai interesantă. Este o greșeală a lui Barbosa. Kurtovic, asta pentru că Nora Mörk, repet, a suferit deja două eliminări. Bine, e fază de atac, dar probabil că vrea să vadă dacă se poate juca și fără ea în această partidă, cu Nora Mörk, desigur, cea mai bună marcatoare a Norvegiei, cu 6 goluri înscrise. Dar ceea ce mi se pare totuși surprinzător, dacă vreți, este că Nora Mörk nu a suferit vreo eliminare până acum la campionatul mondial și a fost eliminată de 2 ori în 30 de minute. Kurtovic, aruncare surprinzătoare a acestei handbaliste fenomenale, care este Stine Bredal Oftedal. Duce Norvegia din nou la 4 goluri. Se apără bine aici la Nerea Peña. Un gol din 4 aruncări, Nerea Peña. Era cea mai bună marcatoare a Spaniei înainte de această partidă, la fel ca și Carmen Martin. Dă o energie aparte și e o jucătoare de mare moral. Nu prea merge fără ea. Oftedal se apără mai avansat. E a doua oară, a doua fază consecutivă în care Norvegia are șansă și continuă atacul. Oftedal din nou caută să scoată mingea acolo, dar este o greșeală. Tot la ele rămâne mingea. Extraordinar, apără în poarta Spaniei Paula De Zorbi. A rămas în continuare la Buducinos. Rămâne Spania totuși în atac, la 3 goluri în spatele Norvegiei. Cabral, fentă de pasă și scoate această aruncare fantastică. Lunde, Catrine Lunde, dar ce fază frumoasă, Cabral. Dar ce portar este Catrine Lunde. Între cei mai buni portari din istoria handbalului, 37 de ani are Catrine Lunde. Catrine Lunde nu a fost la campionatul mondial acum 2 ani.
E vine și replica din partea cealaltă, din nou de Paula. Carmen Martin, acolo au o poziție bună, caută depășirea, pătruderea, Rodriguez. Nu, dar meciul e frumos. Meciul e frumos. Spania dă o replică bună, chiar dacă sunt 3 goluri în plus pentru Norvegia. Dalberg, Christiansen. Acesta este trioul cu care Norvegia pare de neoprit. Dar și Spania se mișcă bine. Se mișcă bine în apărare, iar acolo este de Paula din nou. E adevărat că și aruncarea a fost pe direcția portarului. Cabral, mingea ajunge la Carmen Martin, dar nici măcar o jucătoare cu calitățile ei nu se putea duce, nu putea să riște acolo. Tot cu Rodriguez în interdreapta, jucătoarea de la CSM Bistrița. Barbosa, Cabral... Scoate mingea bine aici la Nerea Peña. Nerea Peña aduce Spania la 2 goluri în spatele Norvegiei. Ajuns mingea la ea, vine aruncare de pe picioare, pe sub mână, Christiansen. Veronica Christiansen, jucătoare la Midtjylland, și pe ea o vom vedea evoluând împotriva CSM-ului în curând. Rodriguez la limita pașilor acolo, Cabral întâmpinată imediat. Ajunge mingea la Carmen Martin. Carmen Martin încearcă să arunce surprinzător, va fi eliminare aici. Va fi eliminare Solberg. Solberg eliminată, superioritate pentru Spania. Și ea a fost o jucătoare la Larvik. Este o extremă foarte înaltă, așa, ținând cont de talia obișnuită a unei extreme. Solberg are 1,78 m. Aici e faul de 7 metri, să nu cumva să fie și eliminare pentru Norvegia. Nu știu dacă n-ar trebui. Pătrunde foarte bine Nerea Peña. Metrul oprit, jocul va fi reluat prin aruncare de la 7 metri, ar fi o pierdere imensă pentru Spania. Este cea mai importantă jucătoare de la 9 metri pe care o are Spania. Viver îngrijorat, Nerea Peña se ridică până la urmă. După Carmen Martin, cea mai bună marcatoare a Spaniei, ca număr total de goluri pentru naționala iberică. Carmen Martin din nou de la 7 metri, al doilea gol. 5 în total pentru ea. Spania vine la 2 goluri. Și are omul plus. Revine și Camila Herrem acolo în extrema stângă, cu atât mai mult desigur cu cât a fost eliminată Solberg. Scoate portarul. Și joacă, iată, Kurtovic, extremă dreapta.
Da, am mai jucat, sigur, nu e rău, da. Așa cum și Hagman, de exemplu, a jucat Inter dreapta. Dort. Christiansen, 9 metri. În imagine, antrenorul islandez al Norvegiei. Șapte metri aruncare pe care o scoate Nora Mørk. Cronometrul oprit. De neoprit Nora Mørk. Revine în poarta Spaniei Silvia Navarro. Oftedal execută aruncarea de la 7 metri. S-a dus puțin înainte, riscând. Patru goluri din aruncare de la 7 metri și o aruncare de la 7 metri a fost ratată de Veronica Christiansen. Aici trebuie să profite Spania. Mai sunt 10 secunde din perioada de inferioritate a Norvegiei, pregătită să intre Skogran. Cabral are spațiu, dar aruncă în Katrine Lunde. Apără Katrine Lunde la 10-a intervenție reușită. Reușește să revină la două goluri. Christiansen, Oftedal. 9 metri. Nu înțeleg însă totuși această apărare avansată, care nu mi se pare deloc o idee bună, o variantă bună în fața unei echipe a Norvegiei cu Nora Mørk, Oftedal și Christiansen, care sunt teribile pe astfel de depășiri. Iată ce dau neproduc. Și nu sunt foarte tari, de bun. Aruncă foarte bine și de la distanță, da? Cred că genul de apărare avansată în fața unei echipe ca Norvegia, cu jucătoare atât de bune, de rapide și de tehnice, Spania se transformă în victimă singură. Nora Mørk este în continuare impecabilă de la 7 metri. Mai devreme. Spania a avut ocazia să vină la două goluri. Sunt patru acum. Rodriguez la limita unui fault în atac. Pasa pe pivot e bună, dar e semicerc. Calcă semicercul Maria Nunez Mistal. Oftedal caută să surprindă cu această pasă direct în extremă la Kurtovic. Camila Herem, în extrema stângă, a fost o jucătoare la Baia Mare. Kurtovic, acum, în acest moment, extremă dreapta la Naționala Norvegiei, de la CSM. Bună pasa și finalizarea de această dată. Gol frumos după fază spectaculoasă. Nunez. Jucătoarea lui Besançon. Se va da eliminare, să vedem. Se dă eliminare. Nu știu dacă nu e puțin exagerat. Cred că mai degrabă s-au ciugnit. Să ia mingea în sfârșit. Repet, mult mai
mult mai sever arbitrajul, dacă vreți, mult mai repede se dau eliminări de 2 minute. Mila Heren! Ce jucător! Ce jucător! Să se întoarcă acasă. Putea juca foarte bine în continuare la Vardar Skopje. Cea mai bună extremă stângă a Ligii Campionilor în sezonul precedent. Se fac 4. Se fac 4 și Spania este în inferioritate. Sigur, a scos portarul. Se descurcă bine, nu, a intenție, a intrat acolo, are Darius Martin, are Darius Martin de la Vera Vera, da. Se bucură doar pentru puțin timp. Norvegia are puterea să reacționeze instantaneu, este o echipă care trece peste momentele dificile, complicate, după ce primește gol cu o nonșalanță ieșită din comun. Parcă ar fi niște roboți. Barbosa. Jocul continuă. A fost Rodriguez mai devreme. Din nou Arderius. Nu mai riscă. Intră portarul pentru că în câteva secunde vor putea juca în efectiv complet. Spania în prepasiv. A încercat, a forțat o eliminare Carmen Martin. Barbosa! Barbosa! Alexandrina Cabral Barbosa plutește parcă la infinit. Uitați-vă ce detentă a la Vasile stângă. Fără exagerare. Nora Berg. Regea nu se poate desprinde decisiv. Depășire fantastică de această dată. Offenal. De viteză și toate calitățile la optimal și 4 goluri în plus Norvegia. Deși nu este o jucătoare foarte înaltă, poate că n-ar fi fost atât de rapid. Acolo Catrine Lunde, Carmen Martin. Ce păcat. Asta înseamnă să ai și poartă. Agonizat pentru Spania. În Oftedal Berg. Asta-i Norvegia. Bine, și nu numai. Kurtovic. Kurtovic! Gol frumos. Marcat de Amanda Kurtovic. Prima ei aruncare la poartă. Spania cere time-out. Contraataque, estamos, gracias, instrucciones, lo primero, va a ser ahí, quizás vamos a hacer los cafés,
ani intre pentru prima dată Elizabeth Chavez Hernandez. Handbalistă în Franța, la Nantes. Pe post de pivot. Surprinde cu aruncarea de pe picioare. Bine, nu la mor. Off the top. N-ajunge mingea în extremă, dar ajunge pe pivot. 7 metri. 7 metri pentru ce? De la 7 metri pentru Nora Borg. 5 din 5. Fuge imediat pe bancă. Atacă Spania cu Jimeno în centru. Chavez pe post de pivot cu Derea Peña în stânga, în inter stânga, cu Ceres, extremă stângă, intrat acolo al doilea pivot, tot cu Rodriguez, inter dreapta, pasă pentru Chavez. Continuă atacul Spaniei, se apără bine aici, Kordović. A intrat în Gaia Skogran. Centrul defensiv e Brazet. E faul. Foarte bine. Foarte bine în apărare. Deși a intrat acolo și avea jucătoare de 1,92 m, pivotul Spaniei. Cinci goluri și atacul Norvegiei cu mai puțin de un sfert de oră înainte de sfârșitul partidului. Dacă nu se întâmplă ceea ce pare a fi deja o minune ca Spania să schimbe soarta jocului. Chavez, atentă, aici pleacă pe contraatac Carmen Martin, dă drumul la timp la minge. Doar 9 metri, Norvegia scapă fără gol. Arzen, intrat acolo în centrul defensivei. Jucătoare cu talie bună, 1,84 m. Atacul Norvegiei, Nora Borg, pleacă pe contraatac, Nora Borg, al 9-lea gol marcat de ea. Și mai avem 10-11 minute. 23-17. Vine lansat și aruncă la colțul lung, înscrie Rodriguez. 3 goluri marcate. De jucătoarea de la Bistrița. Ok, a intrat acolo, reușește să prinde până la urmă mingea. Mara a născut a doua oară. Bună apariția
24 la 18. Antrenorul Spaniei mai are un timeout, antrenorul Norvegiei 2. Posibil să nu durea. Dacă lucrurile continuă astfel. Frumos, dar păcat de finalizare. Atenție, ofte, dar e posibil să fie alunecat acolo. Și să-și fi scrântit glezna. Scapă mingea, Heidi Löcke pasă pentru Carmen Martin, care a reușit să agațe mingea. Barbosa preferă pasa, Barbosa reduce Spania din diferență. Ana González Ortega. A fost 7 goluri și este eliminată Camila Herrem. Și revine Solberg în extrema stângă. Iar acum pe Solberg. Borg. Din 11 aruncări la rapor. E adevărat, 5 din aruncări de la 7 metri. E prea bună pentru Spania. Nora Merck a ajuns la 41 de goluri. În superioritate scrie de pe pivot și ales. Cum era de prevăzut, nu cred că mai e vreo îndoială. Vom avea, sper, de finală Norvegia-Rusia. Lecție de handball. Ca bine lute.
Martin. Carmen Martin transformă aruncarea la 7 metri, a treia din 3. Foarte bun exemplu, am trecut și ea. Finale se duce Norvegia către sferturile de final. 7 metri. Din orice poziție. Offeral, Christiansen și Nora Merck. De acolo reușește să poată să sară pe piciorul drept. Scoate brațul și aruncare la 7 metri. Metronom. Îngrăjită. 11 goluri din 12 aruncări din nou timeout. 7 goluri. 4 minute și jumătate. Este pur și simplu impresionant șocul practicat de Norvegia. Este o cântare. Și joacă și joacă.
din poartă în poartă. Asta e pentru că a riscat, dar parcă e puțin cam târziu să-și asume acest risc al scoatului portarului pentru atacarea superioară. Din nou peste 30 de goluri. A cincea partidă din șase. Poarta este goală. Încă o dată în urcă pe direcția, pe direcția din ce este Barbosa. Schimbați canalul, da, vă scotesc, pentru că după ce am avut prelungiri la Rusia-Corea, avem prelungiri la Olanda-Japonia. 20 egal, meciul intră în prelungiri, poate fi urmărit pe telefon sport. Și-ar fi să ne trezim cu un sfert de finală Cehia-Japonia. Yeah.